În perioada 26 martie-28 octombrie, aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava va pune la dispoziție pasagerilor 12 zboruri externe și 2 curse aeriene interne. Cele mai multe zboruri pe săptămână vor fi pentru Anglia, cu 10 curse aeriene. Pentru cursele interne, în această perioadă, aeroportul Suceava va opera zboruri către București, dar se vor adăuga și zboruri către Constanța, începând cu data de 22 iunie.